Termenele limită de înscriere pentru colegiile militare naționale, academiile militare și școlile de maiștri și subofițeri s-au prelungit, anunță reprezentanții Biroului de Informare și Recrutare din cadrul Centrului Militar Județean. Dacă ne gândim la colegii militare naționale, este vorba de 14 februarie. Dacă ne referim la academiile militare, termenul cel mai apropiat, cel mai strâns este 20 martie, iar dacă avem în vedere școlile militare de maiștri și subofițeri, termenul cel mai apropiat, cel mai strâns este de 8 aprilie. La academiile militare sunt disponibile 615 locuri și peste 40 de specialități militare, iar în ceea ce privește maiștri militari și subofițeri, sunt disponibile un număr de 1012 locuri pentru ambele categorii. Cei care își doresc o carieră militară, în primul rând, trebuie să se informeze la Centrul Județean Militar sau pe pagina de Facebook a Ministerului Apărării Naționale. Urmează ulterior o parte de selecție, ceea ce înseamnă parcurgerea unor probe psihologice și a unor probe de pregătire fizică. Dacă cei care și-au ales această variantă trec de aceste probe, urmează vizita medicală la Spitalul Militar din Cluj-Napoca. Dacă ei sunt declarați apți, urmează partea de întocmire a dosarelor și recrutarea propriu-zisă. Probele sportive sunt două. Este vorba despre un traseu utilitar aplicativ și o alergare de rezistență de 1000 de metri pentru candidații la colegiile militare și de 2000 de metri pentru candidații la academiile militare și la școlile de maiștri și subofițeri.